Sănătate la toți! Vântul suflă fără jele frunza de stejar. Neamul meu este plecat mai tot după hotar. Dușmanii ne-au rupt țara în șepte și ne cărmuiesc. Cu alcool, religii și droguri, viclenii ne hrănesc. Dar ceasul deșteptării acum a venit. Eu duhul neamului în mine să-l trezesc. Un sânge și o cultură, o țară noi avem. Dar nu din borâtură, dar dacii noi suntem. Găsește vina noastră în ce am devenit, că nu am fost uniți, noi mult am mai plătit. Că n-am păstrat știința strămoșilor către natură, ne-am prefăcut din Dumnezei în robi, fără cultură. Dar încă nu-i târziu, cât nu s-a stâns lumina în ochii verzi și albaștri, neamul nostru e viu. Eu acum spun cu ajutorul la și programe, dușmanii noștri ne-au prefăcut în praf și scrum. În primul rând, cu ajutorul la religie. Religia creștină, de exemplu, se bazează pe Biblie. Trebuie să ne clarificăm repede cu Biblia. Biblia, Vechiul Testament, asta e Tora jdănească. Tora jdănească, asta e trecutul jdanilor. Eu o numesc pornografie jdănească, pentru asta chiar e, pentru că e chiar o pornografie, nu că nu e de glumit. Pe urmă, Noul Testament, jdanii au adăugat acolo câteva fraze de a lui Iisus, care în realitate nu a fost jdan, dar a fost de-a nostru, a fost slav. Au adăugat câteva fraze de-a lui Iisus și au făcut așa un program care se numește Biblia și ne-a dat o nouă să ne închinăm la Biblie. Voi, cine v-a dat vouă șansa să veniți pe pământul ăsta? Șansa ca să veniți pe pământul ăsta v-a dat-o strămoșii noștri, neamul dașilor. Dar voi ce faceți? Voi slăviți acum neamul jdanilor. Voi le lingiți fundul la jdani. Voi slujiți la jdani. În primul rând. Într-a doilea rând, care e sensul vieții? Sensul vieții asta e dezvoltarea neamului. Dezvoltarea neamului prin două căi. Prima cale, îmbogățirea neamului cu copii. A doua cale, dezvoltarea conștiinței colective. Fetele noastre care au avut relații cu întunecați, ele nu mai au șicătat pe pământul nostru, că ele spurcate de acum. El trebuie să plece la întunecați. Și în viața viitoare, ele nu mai au șicătat în neamul nostru, în neamurile albe. Ele vor să renască între întunecați. Mai departe, a doilea program, asta e falsificarea trecutului. Omul care n-are trecut, asta e om fără rădășini. Cu falsificarea trecutului s-a ocupat un ordin de iluminați, sediul la care se află în Vatican. Ei s-a falsificat trecutul nostru. De exemplu, demascarea falsificării la trecutul nostru, voi puteți o găsiți în cărțile lui Nicolae Levașov, care se crede român și se simte român și are încredere în români, în frații noștri care singuri își duc în eroare, poate să uite la materialele care se numesc dacii, adevărul tulburătoare. Frații noștri s-au trezit și eu înțeles că nu sunt români, nici într-un caz, dar stupizi de moldoveni insistă că ei sunt români. Debil. Asta cât de terminat trebuie și ca să-ți schimbi dialectul. Dialectul tău care l-ai de sute de mii de ani, tu ți l-ai schimbat. De atât că au venit jdanii din România și vor să te facă român. În primul rând, azi vă spun pe urmă cum jdanii au făcut din ruși ucraineni. Foarte simplu. Timp de 20 de ani, peste 30 de canale jdănești le-au băgat în cap la ruși că ei sunt ucraineni și gata. Eu zombat cu totul. Fix așa îi fac din moldoveni, vor să fac români. Noi, acum, suntem în primejdie de atâta pentru că copiii noștri la școală sunt îmbobinați de programa asta jdănească care învață multiculturalismul și liberalismul și le bag în cap toate prostiile astea că noi suntem români etc. Și asta e o primejdie pentru că dacă continuăm așa, peste câțiva ani ei chiar o să fac din noi români curvi, târfi, stupidi. Și ia că așa neamul deașilor s-a terminat. Dacă noi aderăm la Europa, neamul nostru s-a terminat, pentru că
Băcata asta care a mai rămas neatinsă, unii mai putem găsi Duhul Dașilor, asta e Moldova. Și acum ei concentrează toate puterile ca să ne extermineze. Și ca să spun în două cuvinte și asta, Europa, asta e o programă jdănească care se bazează pe principiul de a extermina popoarele slavariene prin corșirea lor cu alte specii zesumane, cu ajutorul așa programe ca multiculturalismul și liberalismul. Asta pur și simplu trebuie să analizați. Pentru că uitați cum merge religia. Religia spune că scriezi. Dar scriezi trebuie să fii debil că scriezi. Nu trebuie să scriezi. Trebuie să verifici, trebuie să analizezi. Cum spune Iisus, trebuie să știți hâtrii ca șerchi. Hâtrul asta nu înseamnă că ești... ai rău în tine. Rău în tine asta când ești viclean. Dar hâtrul asta trebuie să știi, că dacă nu ai și hâtru, o să te călărească tăți. De asta eu vă chem să vă treziți bunul simț în voi. Pentru că noi nu avem nevoie de Europa ca să ne debarasăm de corupție. Noi avem nevoie ca să ne organizăm, să ne trezăm și să ne organizăm. Deși acum la conducerea în Moldova sau în România se află borâturile de jidani, țigani, bulgari. Acolo noi nu avem moldoveni, deși de atât că moldovenii au devenit stupizi. Moldovenii au plecat prin Europa, prin Rusia la câștig, dar la conducere la noi se află borâturile. Fix așa și în România. De asta, în al doilea rând, noi trebuie să ne ocupăm de gunoi. Asta e foarte, foarte important, pentru că noi aruncăm gunoiul pe la marginea orașului, pe la marginea satului. În primul rând, noi trebuie să ne ocupăm de plastic. Așa că eu vă rog să strângeți plasticul, să nu-l mai aruncați prin gunoiul. Vedeți să-l strângem pe acasă și pe urma să vedem noi și să facem cu dânsul. Pentru că plasticul nu se decompozează. Share-ul, hai, putem să-l aruncăm, n-are nevoie. Dar eu vă rog frumos, haideți să ne gândim cum să ne organizăm, cum să facem curat la noi, cum să renaștem sistema noastră de conducere, pentru că asta e sistemul actual, e o sistemă jdănească, o sistemă de borături, de atâta ești ne călăresc pe noi. Și asta nu e jina lor, asta e jina noastră. Asta e așa, regulă în natură. Tu când devii stupid, pe tine începi să te călărească copiii diavolului. Religia, eu nu spun că Dumnezeu nu există. Dumnezeu există, numai că El nu are nici în comun cu religia. El nu e așa cum religia ne-l redă nou. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu e noi. Dumnezeu noi suntem. Și eu când spun la oameni care au religii căzjite, eu nu spun de atât că să-i înjosesc, dar spun de atât că să strezească. Pentru că dacă noi ne strezăm, noi pur și simplu azi dispărem. Slavă neamului! Da, ghinc ne-am adus aminte. Uitați-vă cu interesant în contul meu pe YouTube, care se numește Radio Ora separat, pentru că eu acolo vorbesc despre religii, de exemplu, și eu dau coordonatele în Biblie, de exemplu, unde se găsesc toate prostologiile, este toată pornografia asta jdănească, și pur și simplu analizați-o. Sănătate și slavă neamului!